În postarea sa, Bătrâncea cheamă oamenii să participe la referendum. Mesajul acestuia este însoțit și de două fotografii. În una din acestea apare buletinul de vot cu ștampila aplicată, din care este clară opțiunea de vot a socialistului. Deși nu a răspuns la telefon, într-un comentariu la fotografiile postate, acesta a menționat că a recurs la acest gest, deoarece altfel nu se poate. Un alt socialist, care la fel a încălcat legea și a postat fotografia cu buletinul de vot, este Anton Leațchi, consilierul PSRM-CMC. Potrivit președintelui CEC, Alina Rusu, fotografierea buletinului de vot este interzisă. Totuși, legea nu prevede o sancțiune pentru această încălcare. Au dreptul să facă fotografii sau să ia video doar reprezentanții mass media și observatorii, știți lucrul ăsta. Cu seamă, buletinul de vot nu este... Nu este îndreptul nimeni să o fotografieze. Lucrul acesta este reglementat și în hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la activitatea biroului electoral în secții de votare. Dar careva sancțiuni expresă prevăzute pentru această încălcare nu sunt. Codul contravențional stabilește sancțiuni atunci când se scoate din local în secții de votare buletinul de vot. Potrivit Consiliului Electoral de Circumscripție, astăzi au fost înregistrate alte două cazuri de fotografiere a buletinelor de vot, fiind întocmite procese verbale, iar fotografiile au fost șterse. Până la ora 13 au fost înregistrate și două cazuri când buletinele de vot au fost rupte și observatorii Promolex au semnalat 10 de încălcări. Cele mai grave încălcări țin de agitația electorală și în apropiere secțiilor de votare. Deci, în două secții de votare au fost arestate astfel de situații. Au fost depistate două cazuri de fotografiere a buletinilor de vot în două secții de votare și destul de multe cazuri, circa 7 raportate de către observatorii noștri deja, neînțelegerea întrebării supuse referendumului de către alegători. Tot observatorii au documentat mai multe erori în ceea ce privește funcționalitatea sistemului informațional. Astfel, în sectorul botanic, un alegător a spus că nu a votat, deși sistemul de operare indică faptul că acesta și-a exercitat dreptul de vot. Iar la o secție de vot din sectorul Ciocana a fost depistat un caz când în cabina de vot au intrat mai multe persoane. Plebiscitul de demitere a primarului suspendat este monitorizat de 494 de observatori naționali și internaționali.